Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Neața! Ce mai faceți? Excepțional! Băi, avem o știre despre o golăneală îngrozitoare. Deci, 8 polițiști rutieri din Huși, un polițist de frontieră și 2 complici în civil sunt acuzați că forțau șoferii să greșească pentru a le cere mită. Deci îi puneau să încalce codul rutier. De cum îi puneau? Îți explic imediat. Deci au fost reținuți. Asta e o golăneală care, sincer, credeam că dispăruse. Ea se mai petrecea prin anii 90. Funcționa așa, deci foloseau complici care mergeau foarte încet pe o porțiune de drum cu linie continuă. Până te lua capul. Da, te lua capul și îl depășeai pe ăla care mergea încet. Și hop, da, trageți pe dreapta, nu mai trageți pe dreapta. Deci povestea asta este foarte veche. Când am citit asta cu 8 polițiști din Huși, mi-am adus aminte de ce îmi povestea un amic că a pățit prin anii 90, când copii încă mai podul de pe centură sau podurile de pe centură din Ploiești, de la Ploiești, încă mai aveau o singură bandă. Acum când au două. Da. Și mergea el frumos naca-naca cu mașina cu treabă și pe pod o căruță. Tronca, 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 cataclop, cataclop. Și a depășit-o. Și a depășit-o jos, poliția l-a tras pe dreapta. A început discuția, e amendă mare, se ridică permisul, dacă înțelegi ce vreau să spun e grav, hai șeful să ne înțelegem, atât am la mine, e puțin, știi? Și în timp ce negociau, trece căruțașul pe lângă ei și căruțașul îi strigă sergentului sau polițistului ce era. Șeful, mai trec și eu o dată cu calul, după aia mă duc acasă ca obosit calul. Înțelegi, mă? Deci ăla este... Deci șmecheria asta pe care o făceau polițiștii din Huși, bă, este foarte veche în România. Da, da, da. Sunt niște escrocherii care se permanentizează. Cum era escrocul ăla care aștepta la ieșire din Râmnicu Vâlcea, cred, și pretindea că nu mai are bandă benzină. Să-i dai și lui ceva bandă benzină și îți dă un ghiul, care da. Era fals, înțelegi? Da, bă, da, la da. Ani de zile a stat acolo. Eu nu știu pe cine reușea să mai păcălească. Bă, și nenorociții ăștia de polițiști din Huși făceau trucul ăsta, golăneala, erau racheți, de fapt. Încă o dată revenim la zica, la apa, aerul și fraierul, nu se dispară niciodată și se confirmă de fiecare dată. Atacă, asta e scrocheria cu banda continuă. Da, nu iese, ei oricum taxează. Altfel, unul dintre agenți, asta este genială, unul dintre agenți în înregistrări apare, a avut chiar o bănuială că sunt filați, dar nu înțelegea cine îi filează. Citez, zice el, în dialog cu un complice. Bă, e unul cu o mașină de Buzău care ne pozează. Ne pozează și casele. Oare sunt de la presă? Se întreba unul dintre polițiști, sigur. Presa, mă, prieten, vrea să vă facă vedete cumva, să vă invite la ceva emisiune. Deci n-aveau frică de colegilor care ar putea să-i pozeze? Poate nu, e de la presă. Polițiștii au talent. E ceva emisiune? Polițiștii au talent. Foarte interesant cum a început ancheta asta, care, cum spuneam, a durat câteva luni, cu un apel făcut la linia telefonică anticorupție a Ministerului de Interne. Deja tare. A sunat cineva? Da, există o linie telefonică, dacă ați uitat sau nu știați, 0800 806 806. Aparent este număr gratuit. Deci 0800 806 806. Sune acolo dacă vrei să sezizezi o faptă de corupție. Și cine credeți că a sunat? Un cetățean. Un cetățean ucrainean, nu un român. Deci ăștia aveau o operațiune de șmenuit și rachețit și șpăguit români pusă la cale probabil de ani de zile, că monitorizarea însă și-a durat luni de zile, și ăla care a sunat a fost un ucrainean, un refugiat. Deci ăla a venit în România și el a făcut curățenie, adică practic lui s-a părut atât de anormală toată treaba în țara aia, care e vorba aia, totuși Ucraina nu e chiar o țară, e coruptă și aia. Dar ăla a dat telefon și a făcut denunț la Direcția Anticorupție. Cum să nu crezi? Eu nu cred că ăla a venit să facă curat, ăla știa sistemul, funcționează și în Ucraina, okay. Probabil foarte bine. Dar de ce n-a sunat niciun român? Da, avea mai multă experiență ucraineanu. Băi, asta spune ceva despre așteptările față de cum trebuie să acționeze statul. El și-a făcut ucraineanul ăsta, el și-a făcut datoria de cetățean. Că n-avea de unde să știe dacă merge mai departe ancheta sau nu, sau ce o se întâmple. Corect. Păi lui s-a cerut șpagă, a sunat la telefonul anticorupție și a reclamat. Românii care plăteau între 100 și 1500 de lei n-au sunat. De ce n-au sunat? Că s-au bucurat că au scăpat. Că s-au bucurat că au scăpat. Că n-au încredere.
înțelegi? Că nu vor să supere pe cineva, că nu vor bătaie de cap, că în principiu nu ne privește pe noi. Și pentru că avem și... Și atunci, tare... nu care cumva suntem și noi responsabili de perpetuarea corupției, fiecare dintre noi, care suntem victimele corupției și nu reacționăm într-o astfel de situație? Băi, ba da, dar cred că ar trebui... Cred că ar trebui să se vorbească mai mult despre asta, pentru că eu știu foarte mulți oameni... Mă, noi nu vorbim despre care asta. Care se tem, nu, zic, despre repercusiuni, despre cum se derulează lucrurile. De foarte multe ori sunt oameni care fie se tem, mai ales în raport cu o autoritate sau cu vreun demnitar, să facă o astfel de sesizare, ca nu cumva să se întoarcă împotriva lor, să fie urmărit, spunem? Să fie persecutat, da. Să fie nu știu ce... Iar alții se gândesc, bă, dacă fac asta, pe urmă să mă tărască până instanță, mă cheamă la termene, strică concediile. Și îmi trebuie bătaie de cap și mulți sunt pe principiul ăsta. Mă duc până instanțe pentru ce? Este exact ce spuneam. Și oricum ăștia scapă... Refuzul de a participa la aplicarea legii... Lipsa de încredere în justiție. Lipsa de încredere în justiție, asta nu face decât să perpetueze corupția. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.